O să fac un mini haul. Sper să nu fie prea lung, ca să pot să-l includ în ca să pot să-l includ în vlog. După cum vă spuneam, mi-am cumpărat șamponul ăsta de la Rituals. Sunt foarte curioasă dacă o să mi se potrivească, pentru că miroase foarte bine, este pentru strălucirea părului și nu are parabeni, nu are silicone și chestii de genul. Și am mai fost și mi-am luat sushi. Sunt foarte încântată cu chestia asta. Am fost la o chestie nouă și mi-am luat sushi să mănânc aici pentru că eram plină de mâncare când am ajuns acolo. Ia uitați ce bine arată. Și mi-am luat... Bine, stai. Mai este alt sushi diferit. Așa. Și mi se pare că telefonul ăsta nu filmează la fel de bine ca și celălalt telefon. Mi se pare. Cred că doar mi s-a părut, pentru că am luat asta la telefon, care l-am, e un Huawei, și am început să filmez același lucru și se vede la fel. Probabil lumina de aici e prea slabă și telefoanele nu fac față. Am fost la Primark. Cum spuneam, nu pot ca să nu merg la Primark. Am trei plus pline de chestii. O să trec repede prin ele ca să faceți o idee. Îmi place foarte mult Primarkul din Barcelona, pot să spun magazinele Primark din Barcelona, sunt 3 sau 4, dacă nu mă înșel, pentru că sunt varietăți, găsești chestii care nu le găsești în alte locuri. Eu merg în Saragossa, unde locuiesc, și găsesc 3 tipuri de bluze sau... Na. Și cum aveam nevoie de cămăși, cum se spune corect? Cămăși. Mi-am cumpărat această cămășuță foarte drăguță. Aceasta. Bine, ca de obicei, eu când ajung la casărie le spun fetelor să-mi lase și umerașele. De obicei, mai e câte una care te întreabă. Pe mine când m-a întrebat una, am fost în Anglia anul trecut și m-a întrebat, vrei umerașul? Eu, se poate lua umerașul? De atunci îmi iau umerașele mereu. Această cămășuță, încă nu le-am probat, încă sunt cu etichetele pe ele. Asta a fost, de exemplu, 9 euro. Cealaltă 7. Nici nu m-am uitat la prețuri, am luat așa pe fugă. Asta tot 7. Ia uitați ce drăguță e. Mi-e ciudă că nu se vede culoarea ei originală. Și un albastru mult mai frumos. A fost astăzi durere în Primark, durere. Se călca lumea în picioare. Asta ce-i? Astea șosetele le-a luat tu, nu? Bun. Astea, șosetele astea le-a luat el. Hai să pun lucrurile pe pat. De ce nu focalizezi, măi? Mi-am luat niște șlapi foarte drăguți. Ia uitați cât de drăguți sunt. Nu puteam să aleg între ei. Nu știam ce culoare, ce să-mi iau, ce să nu-mi iau. Erau gri, roz, verde, mov, erau niște șlapi cu rechini foarte ciudați și am luat până la urmă ăștia. Oricum, nu-i folosesc pentru mult timp. Dar trecută că mi-am luat șlapii din Primark, că i-am folosit 2-3 luni. Și după aia mi-am schimbat cu alți șlapi și au fost decât 5 euro, așa că foarte, foarte fain. Mi-am luat prinzătorile mele de păr, deci dacă o să mai focalizez așa mult telefonul, o să mă enervez cu el. Mi-au pung aici sus, că dacă mă mișc în față și defocalizez așa. Prinzătorile astea de păr vi le recomand din Primark, sunt foarte bune, nu stai părul. Eu am prins multe prinzători de păr care pur și simplu mâncau părul și astea sunt bune. Mi-am luat, nu pot să spun blugi, sunt niște leggings din material de blug, dar mie îmi plac foarte mult chestiile astea din Primark pentru că au calitate. Deci eu am o pereche de pantaloni din Primark de vreo 3 ani de zile și tot pantalonii e, chiar dacă e ieftin și pare un material mai slab, e pur și simplu mai subțire decât un blug normal și logic mai ieftin, adică la 10 euro, 6 euro ăsta. Unde găsești blugi la banii ăștia? Cred că e primul haul în care vă spun prețurile. Și vă spun prețurile pentru că am văzut că multe fete mă întrebați din când în când la câte un haul, cât a costat ăsta, cât a costat celălalt. Așa că prefer să vă spun pe parcursul clipului cât a costat fiecare decât să mă întrebați apoi în comentarii. Și mi-am luat apă micelară de la Garnier, cea verde de data asta, pentru că am una roz care am terminat-o, alta roz care e pe terminate și am zis să încerc și asta verde.
Am tonicul verde prin casă și nu l-am prea folosit. Deci mi-am cumpărat în Primark pentru că e 3,50 € și de obicei eu dau 3,99 € cel mai ieftin ce am întâlnit eu a pasta micelară într-un supermarket sau 4 euro și ceva. Așa că am zis că de ce să nu cumpăr? Humus. Am fost și la... Am cumpărat niște chestiuțe să rănțeim în hotel și... A băgat cu humusul aici. Și mi-am luat niște șosetuțe foarte drăguțe. Îmi plac șosetele astea pufoase, mereu le pierd. Dar am zis să le cumpăr. 3,50 €. Am văzut apoi că erau la 5 euro, dacă nu mă înșel, 5 perechi. Dar nu erau așa de groase. Erau altfel. Mi-am luat chiloți. Seturi de chiloți. Vreau să vă recomand, dacă mergeți la Primark, bine, pentru fetele care stați în străinătate și aveți Primark, desfaceți și uitați-vă la mărimi, nu este mărimea care pare. Un nes poate să fie așa de mare. Mereu desfaceți pachetul și uitați-vă, nu vă costă nimic. Și nimeni nu o să vă spună nimic din fetele care sunt acolo, sunt sigură. Și mi-am luat colanți, că vreau să-mi pun colanți pentru mâine seară, pentru noapte Revelion. Ce mai sunt? Amestecat aici o bluză. Ah, este tricou. Este tricou tău. Tricouri la 2 euro, bluze la 3 euro pentru bărbați. Niște oferte chiar foarte, foarte bune. Colanți, colanți, colanți. Chestiuța asta, da. Sau știu ce ți-ai cumpărat. Mentos. Domnul Vasile. Cum ai ziua ta? Oh, pe 1 ianuarie. S-a cumpărat Mentos. Aici. Și mi-am cumpărat ojă. Și vă spun de ce, pentru că mi-am dat jos cu forța unghiile care mi le-am, nu care mi le-am pus, care tot le-am adăugat și le-am adăugat că nu mi-au plăcut. Și acum le-am distruse. La orice salon merg, îmi spun, nu, ar fi mai bine să nu-ți mai pui gel, pentru că ai unghiile distruse, bla, bla, bla. Pentru că cum le-am luat cu forța, practic s-a dezlipit și o peliculă din unghiile mele. Așa că de urgență mi-am cumpărat ojă, ca să nu fiu de revelion cu unghiile nefăcute. Practic. De ce am eu impresia că o să fie holul ăsta lung și că nu o să pot să-l pun în vlog? Sau să fac un vlog de jumătate de oră? Ciorap pentru domnul Vasile. Ce interesant, domnul Vasile. Am fost să ne luăm și costum de baie. Am de costumul de baie pentru că vrem să mergem aici la spa. Iarna nu găsești costum de baie în Primark. E greu de găsit. La fel, cum spuneam, bluze de bărbați la 3 euro, helănci sau cum vreți voi să le numiți. Pantofi. Sunt ușori. Să știi că sunt ușori pantofi. Pun aici. Mai bag în pungă. Și ce mai avem aici? Ce mai avem? Ce mai avem? Alt pulover de bărbați. Sunt pulovere drăguțe aici în Barcelona, în Saragossa. Cred că găsești un model și atât. Ăsta a fost 12 euro. Și cred că mai este încă unul. A, nu. Mai multe. Nu. Uite așa. Ăsta la 7,50 €. Fiți atenți. Și, bine, ce mai sunt o pereche de șosete la fel. Să începem cu a treia pungă. Bine, e ultima pungă, așa că o să trec repede prin ea. Vedeți cum vă spuneam, alt model de pulover pentru bărbați. Sunt o grămadă de chestii. Mă încântă. Ăsta a fost 13 euro. E întors pe dos, dar cred că vă faceți o idee că e simplu. Am găsit costumul meu de baie. Costum de baie întreg, pentru că n-am găsit altceva, dar de mers la spa, eu zic că e bun. Și e chiar foarte frumos. Ia uitați-vă ce culoare turcoaz de asta are. Cu spatele gol. Aici la piept e un pic ciudat, dar e chiar ok. Și a costat 10 euro. Ar fi putut să le pună ăștia la reducere, în vedere că e iarnă și nu cumpără nimeni costum de baie, dar totuși. Oh, alt tricou la 2 euro. Pantalon de training pentru bărbați la 6 euro. Deci pantalon de training pentru fete costă mult mai mult. Și aici avem iarăși tricouri. Nu mai am nimic a meu, nu. Nu mai am nimic a meu. Atât. Mă, ce puține chestii mi-am cumpărat eu. Dai din cap că da, nu? Bine.
Bună din nou! Bine că bună din nou! Deci nu focalizează telefonul ăsta, te focalizează când are el chef. Nu, nu înțeleg, nu mă înțeleg cu el, pentru că de obicei primeam cu celălalt și acum asta, acum mă mișc puțin, are o cameră așa, gen cameră profesională și mă enervează. Data viitoare o să încerc să mă filmez cu cealaltă cameră, să-mi dea că este mai bine. Și gata cu cumpărăturile de pe anul 2017, nu mai știu nici în ce an suntem. Sper că nu v-a părut lung acest haul și să vedem ce mai fac mâine.